autoritățile locale au cheltuit 14.000 de euro pentru 7 defibrilatoare cardiace de mici dimensiuni. Deși ar putea fi folosită de oricine, gălățenii preferă metoda clasică de a acorda ajutor, prin apelarea numărului unic de urgențe 112. Defibrilatoarele sunt montate în zone intens circulate din municipiu, respectiv la gară, în piața centrală, la punctul de trecere BAC, la tribunal, la facultatea de mecanică, la sediul Consiliului Județean și la Hotel Galați. Investiția a fost suportată de Asociația SMURT și de Primăria Galați. În cutie? Da. Păi să mă uit. Ia uite. Nu vă dați seama? Nu mă pricep ce este. Este un defibrilator cardiac. Da, e adevărat, e bun. Ce ați face în cazul în care ați vedea o urgență, ați primată unei urgențe? Habar n-am. Păi eu să-l folosesc dacă nu știu cum. Investiția a fost în zadar, defibrilatoarele au devenit mobilier urban, pentru că nimeni nu știe dacă aparatele mai funcționează.